are now live. Eu sunt live, noroc. Noroc, noroc. Bună seara! E marți. E 21.00 și toți cei care se adună, Cosima Zinaida, sunteți primul meu vizitator din această seară. Vă felicit! Noroc la toți, oameni buni, pentru următoarele 45 de minute, noi astăzi să abordăm subiectul de publicitate în Facebook și Instagram. Tematica de azi cumva așa e despre reclame, respectiv vreau să îmi spuneți dacă în primul rând eu mă aud, dacă voi mă vedeți, pentru că eu leacă setup-ul, nu știu dacă tot e ok. Dacă se aude, dacă te-ți vede, dați-mi un feedback, ca întotdeauna inimioare, de mult nu m-ați văzut, o săptămână de zile, respectiv azi dacă sunt subiecte legate de publicitate, respectiv sarcina noastră de azi este următoarea. Noi o să abordăm ce fel de tehnici de reclamă folosim noi în perioada curentă, ce-i cu publicitatea și mai nou și mai vechi, răspundem la întrebările voastre dacă voi sunteți legat de publicitate direct, indirect, indiferent proprietar, freelancer sau ce-o fi în zona dată. Respectiv, haideți să-mi spuneți în primul rând, dacă e posibil, noi să discutăm cu voi prin o comunicare sau printr-un dialog de start, de calibrare, să-mi dau seama. P. Ce înseamnă P? Nu. A. Antreprenor. F. Freelancer. Și B. Business. A. Antreprenor. F. Freelancer. B. Business. Ce ești tu? Deci, cei care mă privesc, cu ce vă asociați? Sunteți antreprenor, angajat, freelancer, business? Ce sunteți voi în mare parte acum? Ca să pot să văd dacă partea de content care noi planificăm, FŠB, se numește Facebook, FB, așa, angajat, freelancer și business, angajat, freelancer, freelancer, angajat, business, așa, angajat. Haideți, vreau foarte mult să mă ajutați să creăm un dialog și o relație corectă. Elementul de apariție în stories, pe nimeni sau în live-uri, nu obligă să stea aici, dar dacă pentru voi cunoștințele pe care noi le lansăm, le promovăm cu ajutorul Talmazan School, cu experiența care fac eu, sunt măcar o lecție relevante. Formatul când voi sunteți în online, asta mă motivează să mai fac câte ceva. De aceea, toate inimioarele care eu o să le văd amuși, să trimiteți avionașul unui prieten, or fi cumva parte din faza asta de share, schimb de energie. Respectiv, dacă voi mai mult sunteți freelancer și mai indiferent de sunteți proprietar și business, aceste două ingrediente se leagă cumva la subiectul de publicitate. Vreau să încep cu fundamentul, o să am așa elemente de teorie fundamentală foarte repede și pe urmă la 2-3 tehnici, dacă sunt întrebări legate de cu ce mă asociați și credeți că pot fi util, adresați-le, pentru că asta facem noi în fiecare marți. Poate karma de sus ne va răspăti, pentru că noi suntem probabil utili pentru cineva în fiecare marți la ora 21.00. Respectiv, fundamentul părește de următoare. Prima problematică a oamenilor care sunt în start de publicitate este următoare. Publicitatea Facebook și Instagram de facto este publicitatea Facebook. Adică când tu te gândești la publicitatea Facebook Instagram, tu trebuie să înțelegi că fundamental în spatele acestui sistem stă Facebook. Deci dacă vrei să faci publicitate în Instagram, oricum tu interacționezi cu Facebook. Ați auzit de business manager, ați auzit de cont de publicitate și ați auzit că atunci când vrei să faci publicitate în Instagram, trebuie să unești conturile. Să unești contul de Instagram cu contul de Facebook. În procesul de migrare a contului de Instagram în business, tu unești cu o pagină de Facebook.
Astfel tu atribui lui analitica, datele, fundamentul Facebook-ului. De ce? Dacă voi vreți să faceți publicitate sau faceți publicitate, voi în primul și în primul rând trebuie să vă convingeți că fundamental Facebook-ul la voi este stat corect. Dacă Facebook-ul va fi setat incorrect chiar dacă voi lucrați doar pe Instagram, atunci o suferi și Instagram. De aceea creați așa numitul ecosistem publicitar corect. Asta înseamnă profil personal pe Facebook cu dublă autentificare, nume, prenume, ca în buletin. Asta înseamnă business manager din profilul personal sau din migrarea contului de Instagram și asta tot trebuie să fie securizat. Pagini de Facebook, cont de publicitate și tot asta să meargă ghim. Acum, haideți să vedem ce industrii, ca eu să folosesc exemplele mele pe partea de publicitate, ce business-uri sunt aici, care voi, dacă le scrieți, eu zic cum aș promova eu și am două, trei tehnici ca să le adaptez aici. Nu spun genul salon de frumusețe, dar aici este vânzare de flori și să fie valabil. Ce business este aici? Prezentați-vă și o să luăm ca exemplu și o să încercăm să dăm un feedback cam ce strategii de promovare s-ar putea de aplicat sau ce strategii acum sunt curente care noi am putea să le aplicăm și v-aș recomanda vouă să le priviți. Of! Magazin online haine pentru copii. Tare multe magazine online amuia, tare mulți copii amuia. Deci, când noi vorbim de magazin online, la mine în cap apare numai un element. Acest, magazin online, toți care sunt magazine online, voi aveți două strategii. Prima este că voi când spuneți magazin online, voi înțelegeți vânzarea online a serviciilor de sau produselor de bijuterie, haine pentru copii, pentru maturi, pentru femei, pentru bărbați, vorba aceea, haine pentru copii din piele, da? Sau haine pentru bărbați din lână. Respectiv, elementul ăsta ține de un lucru. Voi trebuie să vă apreciați. Voi sunteți vânzare online prin Instagram? Sau voi sunteți vânzări online e-commerce? Două momente cruciale. Pentru că când voi spuneți vânzare online, un specialist ar putea spui, dar asta e e-commerce. E-commerce înseamnă un site pe care se poate achitat, se poate văzut produsul, acolo trebuie să fie instalată analitica publicitară, acolo strategia totală este diferită. Da, e ca vânzări online, Darwin vinde online. Este un site și este posibilitatea de achitare. Sau AliExpress-ul, este posibilitatea de achitare. Haine pentru bărbați, femei, copii, la moda. El vinde online, acolo este e-commerce. Investițiile sunt 2, 3, 5, 10 mii de euro în site și... Sorry. Cel mai important ingredient în vânzare online este bugetul. Vreți voi, nu vreți, majoritatea brandurilor care vin online prin Instagram sau și prin e-commerce clasic, are treabă cu buget. Bugetul în vânzările online trebuie să depășească 300 de euro. Dacă la tine bugetul e mai jos de 300 de euro, adică noi vorbesc bugetul ăsta 500-1000 de euro, dar dacă e mai jos de 300 de euro, ți-o mers și tu ai rezultat. Dar dacă n-ai rezultat și încă și bugetul e mai puțin de 300 de euro, tu n-ai de unde să ai rezultat. Tu pur și simplu nu concurezi în această piață. Când tu folosești strategia de promovare online Instagram, mult mai eficient în unele industrii va fi influencerul decât publicitatea. Deci dacă eu aș avea 3 luni de promovare și bugetul meu ar fi 500 de euro pe lună și aș avea 1500 de euro, atunci eu aș face primul scenariu. Eu aș merge la un influencer, aș investi 2-3 luni de zile într-un influencer pentru 300 de euro și 200 de euro aș folosi pentru ads. Dacă eu n-am influenceri în industria mea, sau mie nu-mi plac influencerii, sau am testat și nu merg, atunci aș merge pe a doilea scenariu. Eu m-aș duce și aș face un spot video, ideal cu voice-over, adică să-mi arăte hainele astea pentru copii, pe copii ideal, să-mi arăte produsul ăsta pe om ideal, aș filma diferite modele, aș pune voce, prima companie de haine pentru copii de la 3 la 7 ani cu 470 de variații de culoare în 45 secunde 45 secunde, un minut. Și acest spot pe care i-am dat 300 de euro, din acești 500 care eu de regulă îi băgam în ads, eu 200 aș promova acest spot, dar 300 aș da pe un video.
Ce vreau să zic este că în acest element, decizia nu se ia întotdeauna emoțional. Dacă la voi costă produsul mai mult de 10-15 dolari, eu nu iau decizie instant. Eu am văzut rochea, am cumpărat. Nu, eu am văzut rochea, eu scriu, pun comentariu, eu mă mai gândesc, mie nu-mi trebuie rochea și aia. Dar tăi e frumoasă și da, vdrugă s-o eu. Da, vdrug prețul e bun, mai ales prețul, mulți scriu și mulți nu dau preț. Și atunci, asta este strategia când tu ești no name. Când tu ești brand, atunci tu trebuie să mergi deja și un pic pe alte strategii. Vânzările online au două strategii mari. Sau strategia de brand, sau strategia de preț. Nu numai online, toate vânzările. Adică tu cumperi Apple nu din cauza că prețul e ieftin. Tu cumperi Apple pentru că ți-ți pare că produsul e bun și cumperi pentru că asta e Apple. Când cumperi shawarma, pentru mulți contează shawarma, că asta e repede. Nu din cauza că asta e tare sănătos, dar repede, sau McDonald's. Dar când prețul e mic, parfumurile astea care preț mic, acolo tot una cum se numește parfumul. Deci absolut tot una. Cineva a făcut request la video să intre în Gatsame. Dacă mai sunteți, mai fășeți, că n-am observat, eram concentrat în comentariu. Respectiv, aici e zona dată. Cineva a întrebat acolo cum să promovezi MLM-ul. MLM-ul, pentru cei care nu sunt în temă, este multi-level marketing-ul. Aici nu există o companie, ci există mai multe companii care toate se aplică domeniului sau tipologiei de multi-level marketing. Destul de popular zonă vine. Cum promovăm? Să ne întrebăm, să analizăm cum vă promovați înainte. Înainte, până la carantină, MLM-ul avea foarte mare element de întâlniri. Deci era aceste întâlniri de B2B. Și în întâlnire se vindeau produsele, serviciile acolo. Cineva făcea fitness centre și vinem după asta suplimente. Cineva vine la cei pite și după asta îi băga cosmetic, tigăile sau și acolo mai este. Adică în principiu era întâlnire offline și într-un s-a întâmplat primul contact, flirtul, și după asta voi văgeți în spalne. Când a apărut carantina și online-ul, greșeala numărul 1 care a făcut-o MLM-ul este că au crezut că aici se face fix același lucru. Dar aici un pic e altă matematică. Deci MLM-ul în secolul, anul 2023, secolul 21, el lucrează după un sistem foarte simplu. În primul și în primul rând, nu trebuie să-mi placă de tine, cum tu vorbești, cum tu comunici, cum tu explici. Eu trebuie să te urmăresc pe tine, asta înseamnă că trebuie să dezvolți acest personal branding într-o formulă fix, simpluță, fică. Tu trebuie să faci conținut educativ și informațional. Aceeași întâlnire care tu făceai offline, tu acum poți să faci prin live-uri. Tu spui, da, eu fac live-ul, dar nimeni nu se uită la mine. Înseamnă că trebuie să aduci audiență. Fă webinarii, fă publicitate și fă webinarii în care să vorbești de 5 modalități prin care poți să slăbești. Puțin probabil că o să dai voie să faci promovare la așa titlu. Dar, spre exemplu, sau webinar pentru gospodine, cum să îți faci managementul, fă interviuri, plătește pe un influencer, drept că ea nu acceptă, dar poți să cauți, sau pe persoane care au mai multă audiență. Desuri voi atrageți atenția la influencer din seria Lilu, Emilian, care lor se lege cu MLM-ul văpșe nerentabilă. Pentru că MLM-ul, dacă o dăm bară ca business, ei suferă cu promovat că e figňa. Voi normal zici că asta nu e figňa și asta probabil nu e figňa. Dar el tă nu poate să verifice asta. Și atunci ea nu se leagă cu MLM-ul. Majoritatea influencerilor nu vor să aud de MLM. Și mie mi s-a propus și eu nu prea. Dacă eu n-am, nu consum produsul ăsta, nu pot eu să vorbesc despre dânsul. Și atunci voi spuneți, ok, lăsăm milionice. Găsiți oameni care au 1.000 de oameni, 3.000 de oameni, 5.000 de oameni. Voi puteți găsi oamenii ăștia. Plătiți-i nu cu 300 de euro, dar cu 50 de euro, cu produs, cu asta. Și faceți o chestie. Identificați 100 de conturi de Instagram care audiența lor corespunde cu avatarul vostru a clientului. Organizați cu ei stories-uri comune, cross-posting. Organizați cu ei live-uri. Și o să vedeți că audiența lor o să aboneze la voi. Da, în live nas și 60, 200, 1000 de oameni. În live-a și 3, 5, 8, 10. De asta aș zic 100.
Că ăștia 10, ori 100, sau 1000, din 1000 se abonează 500 la voi. Din 500, 300 vin deja în storiesul vostru. Și din 300 care vin în storiesul vostru, poate 15-25 devin clienții voștri. Și asta poate fi o tehnică în care voi nu folosiți cost de marketing, buget, bani, dar folosiți timpul. Nu există marketing fără bani. Mulți care se auziți în piață, care strigă că există marketing fără bani, e capul. Pentru că marketingul, bani, ei s-au în vedere că voi n-ați plătit la Facebook. Dar pe tu stai 700 de ceasuri, faci share prin grupuri. Și asta nu-s bani, tu ai pierdut 6 ore din viața ta. Tu mai gândi, puneai un boost post. Sau tu ai lucrat cu 100 de conturi de Instagram, ai scris, sau freelancer, influencer, tu ai pierdut timp. Tot costă bani, nu există în așarul. Dacă ar exista undeva, așa element, tipa, intră încolo, apasă acolo și ați vină cușul, asta deamul, cum spune englezul, naibalava. Și atunci eu vă sugerez, nu vă vediți la așa chestii, pentru că asta e, la mine ochiul tremură când eu citesc titlurile astea. De parcă ei știu ceva, ceea ce alții nu știu. Și clar că titlul ăsta este clickrate-ul și el aduce mult element. Dar important este să fim sinceri față de element. Business să faci nu ușor. Business să faci provocator. Business este un proces complex. Din 100 la 2 îți prinească repede. Și asta noi nu putem numi asta tehnică. Tehnica este când din 100, 30, 50, 80 pot repeta acțiunea ta. Și atunci eu vă asigur că elementul, iaca, în MLM, dacă voi n-ați vă ocupați de brand personal, n-ați creați conținut educativ informativ, care chiar dacă ți-e pare că nu costă bani, dar costă de figa bani, pentru că costă timpul tău, costă specialiștii care să implici în promovare, costă faptul că tu n-ai mers cu copilul în parc, dar ai stat și făceai postări în Instagram, asta tot costă. Voi să nu credeți că voi nu plătiți cu sănătatea, cu nervii, cu viața voastră, cu neatenția. Acum, familia mea tot plătește pentru faptul că eu pun prioritate pe business, pun prioritate pe dezvoltarea mea personală și nu mă duc acasă la ora 9, dar stau aici și vorbesc pe social media. Asta tot este un cost. Asta nu este nașară, mă, că обойдется потом трижды, în sensul ăsta. De aceea, familia mea, tot e clar. Dacă mai sunt cei care au vrut să aboneze ori gânduri, pentru că doar două întrebări am avut, restul 60 de suflete care stați aici, vă va interesa să ascultați sau vă vor fi interesant să auziți și despre voi ceva? Dacă vă este relevant comentariul meu, dacă este relevant ce zic eu, e că stau 60 de oameni, probabil voi mă urmăriți, din cauza asta sunteți aici. Puneți plusuri dacă rezonați cu flow-ul care l-am expus până acum. Să ancorăm un pic comunicarea noastră. Și dacă voi faceți business, faceți marketing, sunteți marketer, sunteți proprietar care face promovare, scrieți industria voastră și o să încercăm să dăm o scenariu, o ipoteză cam în ce direcție aș vedea eu să puneți un accent în direcția asta. Super. Până voi spuneți, vă dau o tehnică legată de audiență. Nimic nou sub soare. Salon de frumusețe. Bună reclamă, salon de frumusețe. Vă rog. Natalia, salon de frumusețe depinde de poziționarea voastră de client. Dacă voi vreți ca salon de frumusețe să aibă clientelă VIP, dar voi nu sunteți VIP, puțin probabil că o să vă reușească. Adică nu poți să ai în clientelă deputați, superstaruri, top manageri, foarte multe acțiuni legate de VIP-uri, da? De societate primite ca oameni care cumva sunt mai vizibili decât mama mea de la Sarta Galbenă. Respectiv, dacă voi vreți să aveți clienții ăștia, aproape niciun sistem de promovare n-ați vă permite să vă ridicați la dânși dacă voi nu sunteți între dânși. Dacă voi lucrați cu clasa de jos, atunci întrebarea este care este factorul de decizie. Factorul de decizie este brandul sau este prețul? Revin la zona asta că contează foarte mult. Dacă este elementul de preț, atunci tu pur și simplu trebuie să-l spui. E ca tu amuiești și spune, fetelor, cine sunteți aici în chat?
Eu fac, cum acolo, nails, și era la tine, eu fac nails, la mine costă 450 unghia French. Ce mă unghie? Și fiecare care citească spui, iopte, dar n-ai efigit, și fel de 450, fel de unghie este de 450. Ele și fac mâncare singuri sau care e fișca lor? Ele strălucesc noaptea, nu speli mâinile, odată faci în viață și nu mai faci, adică, deși e 450, pentru că ele știu prețul mediu. Dacă tu spui 100, el a spui, dar ce ai pui acolo tu? Ce faci tu cu unt ungi în loc de lac? Adică există o înțelegere de audiență. De ce elementul care eu vă l-aș recomanda la salon de frumusețe, Fiesta Coafură, Fiesta Zona Dată, este unul. Content marketingul la voi pe partea de TikTok și Stories. Majoritatea din voi cei din frumusețe plecați în instruire frumusețe. Și dacă tu te gândești la asta, deodată începe să faci TikTok, Stories, Reels-uri, YouTube Shorts, cu sfaturi, ce fel de crem de folosit, ce fel de, ce înseamnă un tip de șampon, ce fel de keratin, necheratin, cum alegi culoarea, ce fel de trenduri, adică începe să vorbești cu audiența ta. Al doilea element este deseori cei din jurul tău sunt primii tăi clienți. Da, sunt cazuri când fetele se duc la unghii, tocmai la ciocana, dar ei se află tocmai în Briceni. De ce? Pentru că meșterul s-a schimbat la ciocara, da, o trăit până la Brăceni și fetița asta făcea repijor într-o oră jumate unghiile și ei era mulțumită, îi dă 250 lei și merge înainte. Și ei gata să plătească taxiul cu 50 de lei, numai să ducă la dânsă. Pentru că aici în preajmă nu este nimic. Dar salonul de frumusețe deseori este în jurul de meșter și este în jurul de locație. Deci fă așa ca oamenii din jurul tău să afle că tu ești acolo. Câteodată vecinii tăi de alături nu știu și servicii tu prestezi. Deci când voi săriți la promovare globală, dar mama ta nu știe cu ce tu te ocupi, poate nu fie corect, poate nu e cazul vostru, dar per general. Salonul de frumusețe când noi promovam, noi făceam foarte mult content video. Acest content video se împărțea în două tipuri. Primul, în care povestea despre salon, el arăta salonul, pentru că dacă la noi salonul era frumos, noi îl arătam din interior, oglinzele, era așa, lifestyle de asta, din interior. Și tu arătai, juc, salonul, obraz năgăvare de Ana. A doilea element era prin prisma expertizei. Adică meșterul, el spunea, bună ziua, mă numesc Dumitru, sunt meșter coafor în zona dată și în luna curentă avem ofertă de 50%. Spre exemplu, așa mesaj, noi mergeam în remarketing și când îți vorbesc pe audiență, tehnica care vă spuneam, spuneam în zona de audiență că aici se va folosi în a doua atingere, în remarketing, așa zis. Există trei nivele în publicitate, TOF, MOF, BOF, top of a funnel, middle of a funnel, bottom of a funnel. Și că oferta o dădeam la cei care deja erau mai calți. Iar sus, noi comunicam cu mai mult atmosferic, diferite coafuri se filmau, feedback-uri de la clienți și expertiza clientului. Și toate astea vreo 70% în organic și vreo 30% în publicitate. Iar când era salon de manicură în frumusețe, beauty, toată zona, acolo noi mergeam prin oferte deseori. Contentul mergea pe modele, și noi dădeam în multe modele. Arată-mi cum tu lucrezi. Și ideal fă pozele în așa fel încât să vină în prim plan modelul, nu designul. Adică dacă tu faci coafor, și e că eu sunt coafor, și tu îmi faci amuenie o poză, asta n-a să fie corect. Din cauza că este becuista, este faza asta, este căcaită lunină, este căcaită negru, adică sunt tare multe defocusuri. Și când voi faceți coafură, încercați să faceți așa ca coafură în prim plan să vină, nu fața omului. Pentru că fata poate și să nu-mi placă nefata și din cauza asta să nu-mi plac coafură. Ori să-mi plac tare și tu când da să-mi faci și eu să-mi imaginez că eu o să arăt ca dânsa. Da, ca bă, mai eu lițo, vă dați seama că aia vă arăt năhlița. Eu pictez pe haine, pahare, to go, plus pictez pe față, la evenimente. Se combină aceste două într-un profil sau mai bine separat. Cum se ridică audiența? Iuliana, eu în general cred că pictarea industrială și pictarea pe față, la mine când îmi doresc pe față, eu nu știu dacă se merge deschis în business-uri diferite.
Important este să înțeleg și să business tu ești. Adică pentru că când tu ai spus că pintezi pahare, asta este commercial zonă, și evenimente, asta este total altă zonă. Deci dacă tu prezinți asta în format în care tu ai un landing și tu ai tipa serviciile noastre, evenimente corporative, proiecte industriale, proiecte creative, picturi, tu poți pictezi și peretele la mine în quartieră, dacă tu pictezi frumos. Și asta nu o să strâși și să pictezi la evenimente. Numai că poziționarea, structurarea, ca landing-ul, probabil îți trebuie un landing page neapărat, trebuie să fie în așa fel încât eu să înțeleg că tu ai câteva laturi a business-ului prin prisma picterii. Și atunci, da, poate are sens. Dar din start, că când ai enumerat, la mine tot a fost un fel de smâsle și pahare și pe față. Vreau să-ți două tipuri de vopseli, chiar dacă tehnica poate fi aceeași. Vreau să vând online stickere pentru copii, în urma căruia copilul se învață să facă la oală. Am mai multe stickere comercializate și vreau să le vând. Cum o puteți sfătui ca să le vând? Cel mai important lucru este ca omul să înțeleagă și asta. E că, spre exemplu, eu mai ieși o floare. Avem noi un om talentat în cartieră aici, care face asta. Spre exemplu, eu când ați vă spun, vreți să cumpărați asta? Dar nu asta, dar un buchet între ele aici. E așa. Vreți să cumpărați? Și voi spuneți, Dima, dacă tu erai cu dizabilități și tu îi făceai florile astea, noi poate de milă cumpăram buchetul ăsta cu 5 lei, tipa, ne-ai dat și ne-a flori, eu le pun eco în lampă, în vază. Dar tu știi și asta, tu știi că asta e floare. Dacă eu îți spun, vreți voi să cumpărați, o, e ca asta, ia câte o. Nu știți că asta costă 10.000 de lei? Din simplu motiv că asta este microfon Shure. Asta este foarte popular microfon în industria de business. El mai are încă așa o chestie. Respectiv, tu îi spune, băie, dacă tu nu îi spune, nici nu ne dădem seama că este microfon. Noi și să mai pune o cablu și să unești. Cimuia, când tu mi-ai spus despre stickere pentru copii ca să meargă la oală, probabil eu nu sunt clientul tău, dar eu nu știu cum asta de folosit. Dacă aici sunt mămici care spun, ei, smâsle, tăi clar, asta ca, ca și cu astea. Și ești eu. Atunci tu trebuie să-mi arăți oferta. Gen, tu trebuie să faci publicitate prin influenceri, 100%, care au copil mic și spun, băi, că am cumpărat stickerul de la ăștia. Și carne, copilul meu a început să fac treaba la oală, nu în unghiere, cum de obicei. Respectiv, dar dacă tu ai zis la unul și oamenii zic, dar și este așa ceva? Tu ai zis la doilea și zici, dar și este așa ceva? Atunci este mare șansă că tu nu o să vinzi, nu din cauza că e scump, nu din cauza, din cauza că omul nu înțelege și asta. Deci e foarte important să îmi explice întâi ce e asta prin TikTok-uri, prin Reels-uri și prin influence marketing. Eu în publicitate ads până când nu m-aș băga. Influencer, TikTok și Reels. Este trei canale. Fac picturi digitale, pictez tablouri, tapiserii, cum să promovez corect să le vând. TikTok, Reels, la fel, la tine, este despre faptul că eu trebuie să văd ce pictez tu. Când tu spui pictez picturi digitale, asta poate să însemne foarte frumos sau poate să însemne așa de prostinca sau poate să însemne frumos, blând, dar costă. Apoi că eu trebuie să văd o chestie, eu trebuie să văd aceste lucrări. Spre exemplu, mulți folosesc tehnica că pictează ceva influenceri și îl cadonează tablou. Tehnica asta lucrează. Mulți folosesc tehnica evenimentelor outdoor, adică dacă tu pictezi repede, poți să te pui undeva la evenimente offline și să vii la evenimentul, spre exemplu, nu știu care, unde sunt vreo 300-500 de antreprenori și să pictezi gratuit acolo vreo 2-3 ceasuri și antreprenorii să înțeleagă dacă ei ar vrea un tablou. Tu poți să faci live-uri foarte multe cum tu pictezi. Asta prinde la public. Deodată nasă, dar pe urma să înceapă. Tu poți să faci branding personal. Picturile au nevoie de branding personal. Pentru că pictura nu este fișca în pătratul lui Malevici, că el e frumos. Cacuită pătrat, cacuită Malevici. Și brandingul și brandul s-au ridicat și asta cumva este. Poate să mă contrazici și să încerci să-mi explici că nu, într-adevăr, în pătrat acolo e mult sens. Dar eu, ca consumator, care ar cumpăra un tablou de la tine, dacă să-mi arăți un pătrat fake-ovă, eu pot să zic el Malevici. Adică
înainte să îmi dai prețul, eu trebuie să știu produsul. Când cineva spune, băi, asta costă atâta? Și alt spune, serios? Iopte, și ți-o mers. Băi, dar l-ai luat ieftină. Și acolo poate și indiferenți, spre exemplu, o mașină sau un apartament. Dacă tu vii cu căcăita hirnea de pe AliExpress, și spui, cât ai dat? Și tu spui, $30. Și ești nebun, ai $30 pe figneaua asta. Adică, înțelegi, fișca nu este, fapt, și în preț. 30 de mii euro și $30. Fișca este pentru ce? Și înseamnă că eu n-am înțeles produsul. Și atunci pot să cred că eu m-am lăhănit. Aș avea nevoie de cineva care să facă sămăm în Italia. Extension Sicilia Verona. Intrând în... Apropo, n-am spus, la noi se termină maratonul, noi în piață ies aproape 100 de freelancer și agenții de digital marketing și toți cei din interiorul pot să facă share și zona dată. Dacă Extension Sicilia Verona, sunteți interesate de oameni, pot să fac un cadou, scrieți-mi în privat, mă numesc, mă ocup cu, am nevoie de, numărul meu de contact este. Eu fac screen la acest mesaj și îl arunc într-un grup de 100 de oameni și cineva poate să vă scrie și poate voi o să găsiți și vreun freelancer prestator. Insta marketing, cum putem să facem reclame pentru a anunța comunitatea, că anume noi suntem cei ce am avea grijă perfect de pagini de Instagram. Ține doar de brandingul personal, Instagram marketingul, ține de publicitatea prin expertiză și live-uri, spre exemplu, e ca așa gen de evenimente, țin de faptul că dacă eu aș avea scop să mă prezint ca specialist în marketing Instagram, atunci eu aș povesti, vouă aș povesti și într-o bună zi, jumate din voi, peste vreo 2, 3, 4, 5 luni, ați conștientiza că eu mă pricep. Respectiv, prima tehnică, Tatiana, este să faci stories, reels, live-uri, pentru ca să demonstrezi și să ai dreptul să cumperi în această piață mai scump sau să te cumpere mai scump, să te vinzi mai scump decât cei care nu fac nimic. Pentru că publicitatea, ai nevoie de social media manager doar la 200 de euro. A garanție, m-am sătat-o. Tot asta e așa de tricky. Eu când aud, este la noi un prestator în Moldova, el are o strategie de asta. Garantăm rezultat, îți creăm business managerul gratuit, respectuat om, unii chiar au cumpărat la dânsul, dar nu poți garantezi rezultat, nu poți, arătați-mi om care garantează rezultat, eu-s gata să-i plătesc dublu numai să-mi garanteze că 3.000 de înregistrați, nu la 4 milioane de euro, dar la un cost adecvat pot fi la webinar. Oamenii nu vin la webinar că nu-i plac de talmazan, nu din cauza că strategia de marketing nu-i bună. Oamenii n-ați cumpărat la tine din cauza că n-ai încredere, nu din cauza că el n-are nevoie de sămăm. Sunt zeci de motive care influențează asupra rezultatului. Deci aici care garantați rezultat sunteți sămămși. Voi sunteți... Ai, ai, ai. Nu se garantează rezultatul, nu poți să influențează asupra rezultatului. Nici de cum. Dumitru. Cum crezi? E ok să indici prețul la produs, serviciul la postare? Mulți nu fac, asta e iritant, cel puțin pentru mine. Ok, am înțeles, Liliana. Istoria cu comentariu. Sunt două tehnici și ambele au loc a fi, nică nu e adevărat și nică nu e incorrect. Prima tehnică este când tu nu scrii comentariu și asta este bine, asta este corect. Faptul că te irit pe tine, asta vabșe pe mine nu mă interesează. Eu ca client, ca brand, nu pun prețul ca să scrieți comentarii și algoritmii Facebook-ului sau Instagram-ului să mărească impactul organic. Asta mărește, se numește engagement rate. Cât mai multe like-uri, share-uri, spre exemplu, cât mai multe like-uri voi acum să faceți, cu atât mai multă audiență să mă vadă. Asta dă semnalul lui Instagram că vouă vă place. Dar dacă vouă vă place, eu am 2000 și ceva de followeri care privesc și acum 60 de oameni în live, adică vreo 1000 și ceva care mi-a dat follow două luni în urmă, nu se uită la live-ul meu, pentru că ei nici nu știu că eu fac live. Și atunci când voi interacționați cu comentariile, cu asta, se mărește impactul. Și asta este corect. Dar comentariile trebuie procesate.
Dacă voi n-ați pus prețul și eu scriu preț, voi trebuie să scrieți bună ziua Dumitru, ți-am lăsat detalii în privat. Altul scrie, tu scrii, Gabriela, salut, ți-am răspuns în privat. Nu dați prețul dacă vreți să sporiți reacții. Dacă voi nu vreți ghemardii ăsta, bună ziua cât costă, bună ziua cât costă, câteodată tu scrii prețul în descriere și oamenii scriu un comentariu, cât costă, atunci tu pui prețul. Prețul este un factor de calibrare. Oamenii nu pun prețul ca să mărească engagementul și a doilea, ca să tu spari lumea. Spre exemplu, un program de mentorat la noi variază de la 1.000 la 6.000 de euro pentru jumătate de ani de zile. Dacă eu aș face un anunț și aș pune mentorat și tu îi scrie preț și eu scriu 6.000 de euro, cum crezi? Ce-ați crede restul oamenilor? Îți crede că eu îți dau bani la cap? Cum asta 6.000 de euro e? Și cu voi, și prostre, și ca să dai 6.000 de euro. Pentru că tu nu înțelegi ce înseamnă mentorat. Tu nu ai lucrat, tu nu ai primit rezultat și din perspectiva ta, tu ai dreptate. Dar după ce tu vii la o consultație cu mine, după ce noi discutăm, după ce ți-o explic ce înseamnă, ce vei primi, jumate din cei care vin spun, într-adevăr, se merită. Și 99 întreg și 9 o să spui un feedback pozitiv. Și acum întrebarea este, de ce eu spun prețul? Dintr-un simplu motiv. Dacă la mine e rând acolo și m-am săturat să fac consultații gratuite, eu pun prețul, mentoratul Talmazan, consultație pe oră, 150 de euro, dacă vrei, mentoratul costă 10.000 de euro pe an. Și eu știu că eu și așa să am solicitări și atunci eu nu vreau să stau și să răspund la comentarii. De aceea ambele tehnici au loc a fi, doar că se aplică în dependență de cine ești, cum ești, și încotro te duci. Producere costume sportive, haine de alăptare, costume sportive copii, corseturi damă, pantaloni clasice, hanorace. Prosto confort. Prosto confort ține de, în primul rând, prosto confort. Întrebarea este dacă voi sunteți un brand pentru clasa mediu-joasă. Dacă da, ok, mălăță. Dacă voi sunteți pentru clasa mediu-susă, nici îți pare că prosto confort udeșevlea vaș brand. Numele e de asta ieftin. Eu pot greși, dar vă mă ați întrebat părerea mea. Așa că știți bun și ascultați-o. Respectiv, prosto confort ăsta e un fel de tridiviatchi. Cumpără oamenii casă de 2 milioane pe tridiviatchi, da. Dar tridiviatchi totuși asta este așa un site în care tu nu e mall, e tridiviatchi, da? Adică e clasele diferite ca asocieri. Și atunci, primul lucru care eu aș face, de ce oamenii trebuie să-și cumpere corset de alăptare, este în primul rând că tu trebuie să arăți corsetul ăsta. A doilea rând, trebuie eu să înțeleg că corsetul ăsta este făcut din materiale și el ajută. Adică nu e căcaita naibalava care a făcut o carcasă și după asta femeia mi-a sâmblă încă boțâtă 3 săptămâni după ce a purtat corsetul tău. Adică eu vreau să văd că tu te pricepi la ce să faci. Și din cauza asta Nike și Adidas au crossovci buni. Pentru că ei au arătat, voi dacă sunteți în Instagram, în Nike și Adidas, vă veți vedea strategia de human. Ei nu-ți arată că crossovcile costă atât, îți arată cine le poartă. Îți arată cum crossovcile poate să te facă pe tine modne și cum ele sunt comode. De aceea eu aș merge pe două strategii la voi. Prima strategie este eu aș merge pe direcția de dezvoltare a brandului. Dacă tu ești un brand mediu plus, e o strategie, dacă mediu jos, o strategie. Este incorrect să folosești strategie de vizibilitate, publicitate, poziționare când tu ești mediu jos. Pentru mediu jos trebuie alte canale de comunicare. Social media pot fi ca susținere. Tu poți promova oferte dacă prețul tău este bun. Și atunci tu pui și ai o anumită audiență care nu are nevoie de logo, are nevoie de preț. Dar dacă este mediu sus, acolo prețul nu este factorul cel mai important. Prețul este unul din factori, dar mai important este dacă eu sper pe loc sau nu sper pe loc, dacă eu te știu sau nu te știu și dacă mie mi-a plăcut ce văd eu sau nu. Și atunci tu pui accent pe production și pe branding. Prin diferite canale, influencer, publicitate, stories, reels, aici deja este mai mult. Bună seara, bună seara, Mihaela. Eu sunt consultant beauty. Cum aș putea promova activitatea mea? Oh, Mihaela, activitatea ta acolo tu aproape ești în sânul Dumnezeu. Creierul tău, barsetca ta cu cosmetică, este ingredientul de bază a business-ului tău.
Tot ce trebuie să faci tu, asta este să consulți gratuit. Începe să consulți gratuit. Consultând gratuit, tu vei demonstra că tu te pricepi la ce ești pricepi. Asta dacă ești la început. Eu, spre exemplu, nu sunt clientul tău și nu pot să-mi dau seama. Dacă tu vei face stories-uri, dacă tu vei face razboruri, da? Ai luat și faci consultant beauty. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă probabil că tu ne recomanzi ce? Cum să mă îmbrac? Cum să mă fardez? Ce tu faci? Ca eu să știu, eu, tu descompui garderoba, înseamnă că arată-mi, dă-i eu să urmăresc pe tine și tu gratuit învață-mă cum să mă îmbrac. E că, prechin, eu urmăresc o persoană care gratuit mă învață cum să mă îmbrac. Și pe urmă tu spui, am o ofertă. Tu nu trebuie să pierzi timp să îmblic la 300 de magazine. Eu, apropo, am avut așa un consultant. Eu cost 250 de euro sau 400 de lei pe oră. Și eu pe tine te duc acolo unde ți-ai trebuie. O ți fac mult bord sau nu ți fac mult bord. Tu îmi spui și vrei, trimite-mi foci. De care haine tu vrei? Și tu, din cauza că lucrezi cu 10 clienți, tu de-am știi tăi ce e în mod, știi tăi ce e în magazinul și alt, știi tăi ce e reducere, tu știi tăi ce e în Iași. Adică nu trebuie de fiecare timp că eu îți pierd. Dar tu știi că bluza asta, când tu te-ai dus cu clientul X, tu ai văzut și bluza pentru mine. Și îți spui, talazan, apropo, tu acolo malete negri poți, parcă ești Jobs. Istoria ta se repete, ca și la dânsul. Mă smăr bătrân. Respectiv, am o maletă pentru tine. O eu? Și eu zic, eu am urs transfer. Deci, tare mult contează tu să ai branding-ul tău, că tu ești as. Și atunci, eu nu cred că este o problemă. Și aici nu e publicitate. Influencing și conținutul TikTok și Stories Reels. Salut, eu sunt angajat în agenție de turism, în departamentul Avia. Cum aș putea să promovez acest serviciu pentru a obține mai mulți pasageri în calcul concurența? Concurența e mare și precis ce trebuie să faceți voi, trebuie să faceți un lucru. Dacă compania ca business n-are oferte bune, aproape n-ai ce face. Dacă are oferte bune, atunci trebuie să vorbești despre asta. Este o fetiță în România, povestește, am uitat cum o cheamă, Bianca, călătorim cu Bianca și fac genul ăsta. În TikTok, ea povestește cum se călătorește eficient. Ceea ce nu fac agențiile de avia, noi am avut câteva consultații, câțiva clienți în direcția asta, ceea ce nu fac agențiile avia este contentul video constant. Mulți pornesc, dă-ți de sânflă. Constant, tu ai ceva, ceea ce înainte eu aflam dacă venim la tine la oficiu. Amoi, oamenii nu vor să vină la oficiu. Povestește-mi cum să mă duc în city trip-uri, cum să comand bilete mai ieftine, cum. Din 100, 30 să duc singur și să facă. Adică e real să duc singur. Dar 70 să vin la tine, pentru că ei știu că tu te pricepi. Și lui nu-i trebuie în Barcelona, dar el se abonează la tine și tu să-i pasălchi la pisanie și tu trimiți la pisanie tău. Dar tu ori faci marșruturile astea, ori anunți despre lichidările este. Adică tu trebuie să fii generatorul de content, video, constant, un TikTok pe zi, un Reels pe zi, constant. Scriem sau nu scriem spre prețul postări, de ce? Parcă am răspuns, mă trec. De obicei nu. Pentru a face vânzări în direct. Nu, da. Întrebare, eu am pornit la reclamă Instagram, primele două săptămâni, am mers bine și apoi foarte slab. Care poate fi motivul? Andrei, motive sunt diferite. Primul motiv este că în piață poate a intrat un jucător mai mare. A doilea motiv este că tu poate ai buget prea mic. A treilea motiv este că frecvența s-a mărit și n-ai audiență acolo. A patrulea motiv este că nafic produsul lor ție. Adică sunt tare multe motive. Când faci auditarea unui situație pe publicitate, nu există, de asta și nu există garanții. Pentru că sunt tare mulți factori care influențează. Poate la tine notă de relevanță e scăzută. El a uitat la o cantitate de oameni, nu a reacționat și el ți-a limitat impactul, că a văzut că el nu vrea să spămuiască oamenii cu anunț la care ei nu reacționează. Și atunci creativul trebuie schimbat, oferta trebuie schimbat, branding la logotip trebuie de făcut. Poate tu ai frecvență mare din cauza că ai ales audiență mică și atunci audiența aceea, adică analiza trebuie mai mare. Respectiv aici sau găsești un specialist sau la consultații. Nu mai vrei mentorat. Da, dacă ai vrut până amu, vrei pe urmă mai scump. Dar am înțeles pe cum. Bună seara, Dumitru, cum eu să mă promovez cu handmade broderii pentru copii? Ei, Prohnitski, te
Tatiana, broderii, handmade, copchii, deodată bani nu văd acolo. Sau nu știu ce fel de broderii pentru copchii faci. Deci, există industrie în care marketingul presupune că este așa parametru ca ROAS sau ROMI. Asta înseamnă return of ad spend sau return of marketing investment. Asta înseamnă că voi, făcând ceva, voi știți că voi, din motivul că piața e complicată, voi îți trebuiască să băgați marketing să vindeți produsul ăsta. Dar, în timp, voi îți vă răscumpărați când produsul nu costă 2 capiși. Și el e întrebat. Când voi faceți produse handmade, pliculeță, și calculul este că tu trebuie să faci 3 milioane de pliculețe ca să faci măcar 10.000 de euro, acolo e foarte greu să faci o strategie de marketing. De aceea, ceea ce pot eu doar să vă spun, asta sunt expozițiile, asta este brandingul personal, întâmplător trafic de la influenceri și cel mai ieftin asta este TikTok și Reels-ul. Dacă faci real în acrutei acțiuni, dacă real în acolo căchita handmade-uri care nu, tipa, nu fiecare treile poate să facă, care știi să-mi plătească, atunci TikTok-ul să te răsplătească cu, nici, cu impact care nici publicitatea și nici influenceri urmează să-l dublează. Și atunci îți vine clienți. Deci aici contează foarte mult și produsul. Pentru domeniul prestării servicii de publicitate, tipărire, bannere, flyere, calendare, foto, stai, mulțumesc. Paraelena, mă gândesc că compania se numește așa. Cel mai important lucru este branding-ul. Pentru companiile, îți două strategii, ați vorbesc ca client aici. Primul lucru care fac eu mă întreb, dar și companii de tipografie există? Și cel mai interesant este că delegarea eu o fac la manager. Și atunci dacă managerul intră în Google și scrie companii de tipografie și acolo scrie foto print cacoita, print house, 3D print, 2 print, și când se uite primele 10 poziții acolo scrie o companie, el ați comandă de acolo. Asta este prima strategie. Voi trebuie să lucrați la branding, să fiți în Google, să aveți site, pentru că asta contează foarte mult. A doua strategie, asta când eu ca proprietar lucrez deja în B2B și atunci tu ești prezent la anumite evenimente în care eu ca proprietar spun sună la ăștia ai noștri și comandă niște flyere. În rest, să văd eu o publicitate, calendare la 30 de lei, poate e o strategie, dar e adițională. Nu e de bază și nu cred că poate salveze business-ul. Strategia de bază este că dacă B2C-ul, adică persoana mass market-ul, voi să lucrați la branding și în Google ați fiți și el când caută, el vă găsește, sau sunteți în B2B și aveți contracte și dacă eu îi spun, el spun și companii, găsești în 3 companii și are 3 oferte și la mine vin 3 oferte. Și eu văd ăștia, travel prim, prim travel, travel prim, typography și eu o să cumpăr de la cine? De la ăștia. De ce? Pentru că știu. Da, o leac poate și mai scump. Dar dacă e ceva, căchita flyere, vizici levei de 25 de capiși, atunci și pofic de unii cumpăr. Și atunci tu mergi pe strategie de preț. Dar încă e mai greu, în sensul ăsta. Pagina de promovare cosmetică naturală producător din țară oferă materiale, foto, video de promovare, inclusiv mențiune că noi livrăm pe teritoriul. Cum e mai bine dezvoltat această sferă? O promovare cosmetică naturală tare greu. Pentru că aveți concurență mare cosmetică. E că toate elementele astea de bio, eco, green, mam, sătață, ele toate așa de mult s-au început să mișunească că oamenii de-am nu mai cred în birca asta bio. Da, atrag atenție, dar nu cred. Oamenii cred în cosmetica coreană. De ce? Pentru că branding-ul e bun, pentru că prețul e bun. Și ceva a avut efect. Oamenii nu cumpără Viorica cosmetic nu din cauza că Viorica cosmetic e rău. Dar eu nici nu știu, e rău sau e bună sau cosmetica coreană. Dar de ce vă nu cumpărați Viorica cosmetic? Dar cumpărați Huan Zhen Yuan? Întrebați-vă. Și răspunsul să fie de ce, cum să-ți promovezi acest brand. Adică e nevoie de mult branding. E nevoie de mult influence marketing. E nevoie de mult social proof. De ce oamenii cred că lingeria de la Victoria's Secret, chiar dacă ei n-au, dar ei au auzit de brandul ăsta? Și ei cred că Victoria's Secret asta este lingerie sexuală și pentru femei.
Eu, cel puțin eu ca bărbat, eu m-am vidit la asta. Eu când învățam în MBA în Moscova, am luat soții lingerii de acolo. Când am intrat, ne-au chicat pleașca. Eu la Sarata Galben am intrat la Victoria's Secret. Respectiv, dar eu alt brand nu știam. Altele spui, băi, tu te-ai vidit la marketing. Ca tare duci cumpără de la XYZ. Adică când noi vorbim de un produs și audiența lui trebuie să fie specifică, adică noi vorbim că cosmetica e naturală, da? Asta înseamnă că, dar cum eu să înțeleg asta? Cum tu îmi demonstrezi că cosmetica ta e naturală? Asta înseamnă video content, asta înseamnă influence marketing, asta înseamnă presa digitală, asta înseamnă probabil televiziune. Iar că știți, eu mă întrebam, dar de ce noi credem că septoletele ajută gâtul? De ce? De ce noi credem că ăsta de la gripă, cum se cheamă el, avem și aici, voi știți că de la gripă este какой-то antinevralgic какой-то. Voi credeți că el ajută? Puțin probabil. Dar ăsta galben, cum îl cheam pe dânsul? Pentru ce să scrieți amuși denumirea brandului? De ce voi credeți că el ajută? E ca așa și cosmetica naturală. Branding, marketing, toate e manipulare. Nică sfânt în lumea asta. Așa că aveți grijă de voi și faceți acțiuni. Vânzări online de haine sport pentru femei. Începerea afacerii de la zero. Spuneți-mi, vă rog, spune câteva strategii de promovare pentru a câștiga primul rând încrederea clienților. Cezara, vânzări online. Fișca cu vânzări online este una foarte simplă. Hainele online se cumpără tare ghine dacă pe dânsele le poartă oameni care eu mă asociez. Noi avem vreo câteva branduri în promovare, vreo două în mentorate, haine online, sport, avem și în America un brand cu Ligens, avem și în România, în București, cu costume, hanorașe și haine de sport. În Chișinău avem și mentorat și în zona asta. Dacă tu vinzi online, tu ai nevoie de bugete. Dacă vrei încredere, spre exemplu, ultimul client a făcut fotosesiune cu câțiva influenceri. Cineva are audiența care slăbește, cineva are audiența fashion, cineva are audiența business. Adică am selectat influenceri care au un anumit tip de audiență. Și ca tu să devii brand, tu trebuie să te comporți ca un brand, trebuie să folosești instrumente ca brand. Tu nu poți spui, băi, da, Dumitru, dar noi suntem începători și noi avem pițuți evra de tăt la suflet. Și fel de influenceri. Nu, acum nu sări cu sapă la vârtălăt. În piață de mult sunt lupi. Adică tu cum vrei? Prost, să te duci la un prestator, să iei din China cu 16 cenți maica și să ne vinzi cu 5 dolari și să spui că, băi, da, dar 50 dolari nu lucrează în publicitate. Eu vreau așa ca, nu știu, ca Maicomul vreau să vând de 3 milioane. Apoi vin 3 milioane pentru că el a investit în brand, în nume. De ce? Dacă noi vrem să ne comportăm corect, să avem rezultat corect, noi trebuie să respectăm regulile care asigură acest rezultat. Nu mă scuzați, dar voi nu puteți să întreceți Formula 1 cu cât de bună mașină în Sarata Galbenă n-ai găsit. E că găsești cea mai bună mașină în Sarata Galbenă și compară cu Formula 1 top 10, nici una n-a să întrece. Deși șoferul e diferit, mașina e diferit, clasa e diferită, contextul e diferit, tot e diferit. Deci când tu spui că vrei să ai la bătaie, întreabă-te dacă ești în aceeași ligă. Analizează adversarul. Uite-te ce fel de canale îl folosește. Uite-te de ce tu știi de Nike sau știi de Kakita Daria Rum, dar nu știi de Rum 49 sau de Fashion Week Moldova. Adică de ce? Răspunsul tău este că tu ești tot client. El este destul de relevant. Deci, vă rog mult, atrageți atenția. Taylor Hodge cineva întreabă. Da, da, vorbeam de zona dată. Coldrex, da, e ca Taylor Hodge, Coldrex, două branduri puternice. De ce noi credem că ele sunt bune? Dar pentru că marketingul a arătat și... Vânzări online Amazon. Oi, 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 Marina, aici e o leacă greu. Vânzări online Amazon ține de platforma Amazon. Ei nu permit pixelul, ei nu permit nu știu ce. Când tu generezi trafic din online spre Amazon, tu nu poți să vezi performanța acestui trafic. Unica soluție care noi am găsit-o, noi facem landing-uri intermediare, dacă înțelegi ce vorbesc,
Și noi generăm traficul de la influencer spre landing, acolo stau pozele cu produsul nostru și stă butonul. Clicând pe acest buton, el se duce spre Amazon. Și atunci noi măcar vedem conversia din trafic în trecere spre Amazon. Pentru că Amazonul nu permite, spunem, codurile lor și el motivează tu să folosești platforma internă. Respectiv, noi am vândut și frumusețe, am vândut și covare din Moldova pe Amazon, am vândut și diferite prostii și toate acestea le făceam sub tehnica asta. Altă tehnică eu n-am găsit. Când postezi stories, ar trebui să distribui un magazin online? Dare Kids, n-am înțeles întrebarea, sorry. Ai ceva cu șarata galbenă. Îmi place denumirea asta. Cum ar trebui să promovezi tricouri hanorace cu grafice deosebite, brodate? Sunt artist, am terminat asta, internațional, brand de lux din Germania. Arată. Happy Craft arată oferta ta oamenilor. Pune publicitate sau influenceri și arată. Dacă piața va reacționa pozitiv, tu o să ai vânzări. Dacă asta e numai în cap la tine, că tricourile sunt deosebite, atunci piața spui, dar n-ai fi că ne trebuie asta. Și atunci tu poți nici să nu brodezi, fă în 2D sau în 3D hanoracul, pune prețul și vezi reacția. Ce părere despre consultanță în emigrare în Elveția pentru moldovenii români? Am nici o părere, nu vreau să emigrez, dar sunt sigur că dacă vrei să faci această consultanță, trebuie să fii bucățică de influencer. Deci tu trebuie să vorbești despre asta fără ca să aștepți că cineva să-ți plătească. Și într-o bună zi, cineva să-ți plătească pentru faptul că tu o să-i ajuți să se integreze. Adică trebuie să faci asta pentru că tu nu poți să nu faci asta. Și atunci o să vină și bani. Dar dacă tu amuie tipa a spui dă-ți consult, cum să-l găsești, cine tu ești, dar tu câți ani stai acolo, dar care-i fișca ta, dar de ce ție? Adică stare multe întrebări care motivează de și eu să nu-ți plătesc. Respectiv consultanță în emigrare, consultanță vabșie. De ce tu trebuie să mă plătești pe mine ca consultant? Eu ca tare știu precis că e ca 70 de oameni, eu 50 de oameni, vă garantez că eu vă pot ajuta. 100%. 100%. Dar de ce voi trebuie să mă credeți pe mine? Și dacă voi nu mă credeți, apoi eu mâine să vă dau vă oferte cât nu vă aș da. Azi oferte n-ați și să ne așteptați vânzări. Azi oferte nu, azi mai pădușam, ajutăm oamenii. Las telefonul în pașă. Eu apăs căroce aici pe... Caut comentariile și mai bârâie telefonul, mă scuzați. Zilnic câte story și postări trebuie să distribui un magazin online de haine. Am înțeles. Deci, în general, o să răspund și pentru magazin de haine și nu magazin de haine. Primul element este timp, oameni, bani. A doilea element este spirala de dezvoltare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu pot să vă spun numai scenarii 10, dar dacă tu n-ai resurse, tu o să bagi scenariul ăsta într-un loc. Al doilea element este spirala de dezvoltare. Dacă tu ești la început, poate ție nu este necesar să investești mai mult decât se merită. Dacă tu ești sus, concureți cu rechinii, tu nu poți să-ți permiți să postezi de parcă n-avem de unde. Adică tu trebuie să găsești de unde pentru că tu lupți în liga cei de sus. De aceea, dacă noi vorbim în medii, situația pe content este următoare. Una, două, trei postări pe săptămână pe feed, 3, 5, 10 stories-uri pe zi, un reels postat pe TikTok, postat pe YouTube, shorts pe zi. Cam așa eu vedea. Oameni buni și frumoși. Eu încă n-am trecut de etapa de dezvoltare că pot face live-uri de 700 de ceasuri. Mie ne arată că eu mai am un minut și 30 de secunde. Ce vă rog eu? Eu vă rog ca voi să faceți și puteți voi face. Să mulțumiți cu un like, să vă urez succes în ce faceți voi. Cine face screen, puneți stories-uri, tăguiți, eu pot sta normal ca să nu arăt ca un idiot atunci când faceți voi toate stories-urile, dar mă, sau tipă așa, mai creativ, da? Dacă ați făcut stories-uri, mersi. Cine este în tema marketing, voi știți ce fac eu, știți unde să mă găsiți, știți ce trebuie de făcut. Practica de fiecare marți, sper tare mult că putem să o repetăm. Îmi cer scuze de la Andrei Lupașcu că nu te pot accepta în aici, când mi-a rămas 35 de secunde. Respectiv, ora noastră a expirat, sper mult că să am mulți follower, să pot face de 2, de 3 ori și să putem comunica mai mult și să putem fi utili. În fiecare marți, la ora 21:00, eu promit să încerc să fiu aici.
Astfel, vă rog și pe voi, dacă vreți content marketing, faceți-vă un plan de acțiuni, faceți acțiuni. Marketingul în general este divers, nu atrageți atenția într-un singur loc. Fiți diversi, fiți fericiți, aveți de toate like-uri, share-uri, comentarii și dacă noi putem fi utili cu ceva, știți unde să ne găsiți, știți ce oferte trebuie să cumpărați, știți unde și ce like-uri și tag-uri trebuie să faceți. O seară excepțională la toată lumea, spor la muncă, numai bine. La revedere!